Bun găsit! Cel mai important festival de film documentar din Europa Centrală și de Est a început astăzi la Sibiu. Astra Film Fest a deschis cu filmul Dear Pyongyang, proiectat la Sala Thalia. La Sala Thalia suntem și noi și vom fi întreaga săptămână alături de noi fondatorul și directorul festivalului, Dumitru Budrala, și Cila Cato, directorul de programe al acestui festival. Mulțumesc pentru întâlnire! Felicitări pentru, iacătă, încă un an! Astra Film, a 21-a ediție. Domnul Budrală, ne aducem aminte de începuturi, când să fi fost ele, în urmă cu... Mulțumesc, în primul rând, au fost în urmă cu 21 de ani. Aș vrea să fac trei anunțuri foarte importante. Vă rog. Astra Film merge mai departe. Da, în primul... ciuda a ceea ce poate unii au crezut. Astra Film a beneficiat de sprijinul moral și financiar al autorităților locale. În ciuda a ceea ce unii au crezut. Consiliul Județean Sibiu și Primăria Sibiu, al autorităților naționale, Ministerul Culturii și Centrul Național al Cinematografiei, uh-huh. și a primit sprijin de la Uniunea Europeană prin programul Media Desk. De asemenea, Astra Film a beneficiat de sprijinul unor sponsori generoși. Ok. Aș vrea să-i luăm un pic în ordine inversă toată povestea asta. Sponsorii generoși sunt mai greu sau mai simplu de găsit cu cât festivalul, vreau să zic, îmbătrânește, se maturizează? Sponsorii generoși sunt mai greu de găsit decât sponsorii negeneroși. În general, sunt foarte mulți sponsori negeneroși. Negeneroși, da, corect, corect. Dar... apropo de bani, multă lume s-ar fi putut, și de asta am și intervenit când ați pomenit de autorități, multă lume s-ar fi putut gândi că după situația creată în jurul finanțării pe agenda culturală a municipiului, lucrurile nu se vor rezolva. E bine, înțeleg că s-au rezolvat, nu știu cum și nu știu cât de bine, dar înțeleg că s-au rezolvat. Festivalul este mult prea important pentru Sibiu și pentru România ca să nu beneficieze de o finanțare normală. Uh-huh. Prin urmare, am obținut în cele din urmă susținere morală și financiară de la autorități. A rămas ceva, au rămas ceva sechele, păreri de rău după tot dialogul ăla de atunci sau nici nu mai contează azi? Prefer să mă ocup de festival, să ne ocupăm de festival, de pentru că are foarte multe lucruri interesante și n-aș vrea să intru în astfel de detalii. Ok, 21 de ani, domnule Dumitru Budrala, 21 de ani despre care noi în edițiile trecute am mai povestit cu tot soiul de aventuri, unele mai comice, unele mai puțin comice, sunt însă 21 de ani. Eu nu știu dacă la momentul la care acest festival a pornit, vă imaginați că veți ajunge aici. Știu că poate vă doreați, dar vă imaginați? Nu mi-am imaginat, normal, dar doream să fac cel mai important festival de film documentar din lume. Uh-huh. Asta nu pot să nu recunosc asta. Okay. Am avut această nebunie. Cât de departe suntem până la a fi cel mai important din lume? Suntem cel mai important din Europa Centrală și de Est. Ce pași avem de făcut pentru a ajunge cel mai important din lume? În primul rând, finanțarea. Asta ar fi, banii? Da, banii, asta ar fi cea mai mare problemă și o infrastructură pe măsură. Prin infrastructură înțeleg în ce? Săli, de exemplu, cinema... spații. Ok, apropo de săli. Mulți se vor întreba de ce această schimbare. Astra Film se știa de regulă, era găzduită de Casa de Cultură a Sindicatelor. Astăzi vedem că a venit în centru istoric. Suntem într-o clădire istorică, în Sala Thalia, dar nu este singura în care se întâmplă Astra Film Fest. De ce această schimbare? Da, asta e cea mai importantă schimbare, este mutarea festivalului în centrul istoric. Am luat decizia asta din mai multe motive. Primul și cel mai important era din rațiuni financiare, dincolo erau costuri foarte mari, plus că arată cum arată, da. Este veche, este greu de mobilat, etc., nu intru în detalii, însă festivalul poate să descurce, să funcționeze foarte bine în cele 5 uh-huh. săli care sunt amenajate ca săli de cinema, unde vor rula de dimineața pentru juniori până seara târziu pentru adulți. Practic, în aceste 5 săli, și o să vă rog să le și pomenim, realmente în toate se fac proiecții? Da, în toate se fac proiecții. Pe ecranele Astra Film, să le zic așa, vor rula 320 de proiecții. Uh-huh. 120 dintre ele pentru festivalul junior și celelalte pentru festivalul mare, pentru Astra Film. E vorba de Thalia, de sala cinema de la Astra din Piața Huet, de Habitus, de Teatru Gong și sala bibliotecii Astra. Vorbeați despre total, despre număr. Știu că
poate cantitatea nu e întotdeauna importantă, dar vă întreb, suntem ca total într-un număr mai mare sau mai mic de proiecții față de anii trecuți? Mă refeream la proiecții care unele dintre ele se reiau, mai ales la Astra Film Junior. Acolo sunt mai puține filme, dar ele se reiau de mai multe ori, în unele cazuri chiar de 5 ori în aceeași locație, pentru că vin alți și alți copii. Ok, atunci reformulez. Ca număr de filme documentare prezente în festival, la ce total ne referim? Ce locat eventual? Am văzut-o că e dispusă să vorbească de asta. Anul acesta s-a mărit programul, numărul de filme care au intrat în programul festivalului și evident s-a mărit numărul invitațiilor, o să avem mult mai mulți regizori prezenți și invitați speciali și pe măsură trebuia să crească și echipa noastră. Sunteți mai mulți? Suntem mai mulți care trebuie să gestioneze, că nu se putea mai altfel. Deci vorbim și de o schimbare cantitativă, mai multe săli, mai multe filme, mai mult staff, mai multă zdroabă. Da, evident. Știu însă că aveți și voluntari, cum mereu au fost oameni care și-au dorit să vină aici, să vadă ce se întâmplă și să pună umărul într-un fel sau altul. Vorbiți-mi despre selecție, fiindcă știu în fiecare an a fost aproape o misiune imposibilă să încerci să te limitezi la un număr cât de cât decent dintr-un număr atât de mare de filme, foarte multe bune, presupun. Din câte s-a făcut selecția la care am ajuns azi? Anul acesta s-au înscris peste 1400 și în concurs sunt în jur de 40 de filme. 40 de filme vor concura pentru premii substanțiale. Toată lumea va întreba acum cine jurizează. Cine jurizează? Niște specialiști, oameni de mare calitate, de mare... Cine sunt, de pe unde? Sunt de peste tot din lume, din Tokyo, din Londra, din Statele Unite, din Franța, din Kiev, București. Din București, okay. Chiar și din Kiev. Da? Da. Excelent, va fi o pată de culoare, ca să spun așa, abia așteptăm să vedem discuțiile. Anii trecuți au fost filme oarecum ancorate în realitățile cotidiene. Îmi aduc aminte, spre exemplu, anul trecut, când era povestea aia nemaipomenită cu gazele de șist, cu toate acele scandaluri la Pungești, în România, un astfel de documentar arăta ce s-a întâmplat în Statele Unite. Se întâmplă din nou, deși poate nu e o întâmplare, se întâmplă să fim din nou pe subiect, ca să zic așa, pe subiecte actuale? Vreau să spun că oarecum documentarul are și acest aspect. E o, cum să zic, o piesă de artă care este foarte, foarte flexibilă și reacționează mult mai rapid la subiecte care se întâmplă acum decât multe alte genuri ale artei, să zic așa. Dar aici nu vorbim de un spațiu al jurnalismului de televiziune și, practic, noi alegem filmele care se fac. Nu alegem filme, nu sunt la comandă făcute. Da, corect. Și în funcție de moment. Da. Exact. Deci, în selecția de anul acesta au intrat foarte multe filme de interes maxim, cu subiecte contemporane, dar nu aș putea să zic de unul care să fie ancorat așa la ce este pe prima pagină acum. Dar revin subiecte oarecum care sunt stand-by, de exemplu, dacă ați amintit de gazele de șist, subiectul Roșia Montana revine în festival cu un film făcut în Columbia. Aceeași Roșia Montana din Columbia, povestea lor, vine într-un film numit Marmato. Și, bineînțeles, pot să dau și alte exemple. În România, anul trecut, era un subiect absolut fierbinte. Erau sute de mii de oameni pe străzi. Acum, chiar dacă nu sunt pe străzi, e un subiect în stand-by și de interes. Stăteam și mă gândeam cât de dramatic ar putea fi, este de fapt tot acest subiect, care în România nu se mai termină, nu are niciun deznodământ. Cred că și peste 5 ani de zile, dacă va veni cineva cu un documentar despre gaze de șist, va fi absolut la fel de actual, sau despre Roșia Montană. E aproape dramatic pentru noi. E interesant și asta se vede în filmul Marmato,
că și acolo a durat foarte mult și a avut întorsături povestea și interesant și sfârșitul. Eu chiar vă recomand să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Tot o firmă canadiană a apărut la minele lor. Deci povestea... Mai bine că se întâmplă și la alții. Da, exact. Da, vedeți ce s-a întâmplat acolo. Ok, 21 de ani, o să ne întoarcem la filme, fiindcă astăzi a avut loc o primă proiecție, una așteptată, o să discutăm despre asta. Aș vrea însă, profitând de prezența fondatorului, a domnului Dumitru Budrala, să discutăm despre cei 21 de ani și să ne aducem aminte despre greutățile trecutului. S-au schimbat ele în vreun fel? Adică probleme cu care Astra Film se întâlnea în urmă cu 20 de ani în organizare, le mai întâlnește azi? Sau sunt alte probleme între timp? Unele s-au schimbat, altele nu. O să încerc de bani, probabil, din nou. Nu o să zic de bani, nu o să zic de nimic. Unele s-au schimbat, altele nu. Oamenii s-au schimbat? Avem, din fericire, un grup de oameni foarte bine pregătiți, care știu ce e festival. Oamenii din autoritățile care ar trebui, și ea, că o fac, mai împinși de la spate, dar o fac, oameni din ceea ce înseamnă instituții publice, oamenii s-au schimbat în bine, adică sunt mai receptiv când știu, da, domne, avem Astra Film și încă vreo două, trei festivaluri care trebuie să meargă înainte, nu mai deschidem discuții. Eu v-am spus la început că am avut sprijinul și moral cu asta și financiar. Subiectul, da, am înțeles asta. Și în special la Consiliul Județean. S-a schimbat, în afară de faptul că e mai numeros. Sau nu e mai numeros ca acum 21 de ani? Da, este numeros. Dacă luăm exemplu doar Astra Film Junior și observăm că la un festival... Cel mai iubit festival al copiilor din România, s-au înscris peste 10.000 cu bilet. Da, deci nu e o cifră aruncată doar de dragul de a arăta câți spectatori avem. De deci, pur și simplu, au venit din județ, de la școlile din Sibiu. Să știți că își aduc aminte și de proiecțiile de anul trecut. Exact, da. Și pe unele chiar le așteaptă. Aici se simte că preferată. Da, lipsește pur și simplu din programa școlară educația cinematografică. Se simte și probabil că de aceea vin atât de mulți tineri, atât de mulți copii spre noi. Îi vom vedea practic în fiecare dimineață, nu? Este un proiect care merge înainte, știu că țineți foarte mult la el. De altfel, atenția spre copii nu e manifestată de studioul Astra doar în perioada de festival, ci și în extra festival. Știu de asemenea că Astra Junior a mers inclusiv în țară, nu doar în municipiu și în județul nostru, s-a întâmplat chiar să călătoriți, apropo de educație cinematografică. Dacă nu o fac alții, o faceți dumneavoastră, că cineva trebuie să-și o asume. E aceeași bună reacție și în, nu știu, să luăm exemplu, sudul țării sau nordul țării și vă întreb asta de ce, fiindcă ei poate nu au genul ăsta de activități care să-i familiarizeze cu cinematograful. E la fel reacția copiilor? Filmele sunt foarte interesante și peste tot, chiar și în perioada zilelor culturale ale județului pe unde am fost, în sate unde nu exista un cinematograf, era o bucurie, un entuziasm fără margini din partea copiilor. Deci am primit reacții foarte bune de la copii. Zeci, sute de copii trec în fiecare zi, în fiecare dimineață prin holurile Taliei, merg la proiecții, același lucru se va întâmpla evident toată săptămâna. Vreau să vă mulțumesc, domnul Budrala. În toate sălile. În absolut toate? Da. În 5 săli, toată săptămâna, toată înainte de masă, de la 8 la 1. Ok. Vreau să vă mulțumesc, domnul Budrala, pentru prezență. Ne oprim foarte puțină vreme, iar apoi vom continua intrând, dacă sunteți de acord, în program realmente. Știu că aveți foarte mulți musafiri de primit, foarte multe întâlniri importante. Vă mulțumesc și să dea Dumnezeu o săptămână bună, domnul Budrala. Cu multă plăcere și vă așteptăm la festival. Vă mulțumim. Ești asistent medical licențiat? Vrei să lucrezi în Germania? Te așteptăm vineri, 10 octombrie, la ora 11, la Hotel Împăratul Romanilor din Sibiu. Ia cu tine diploma și CV-ul în format Europass. Rezervările se fac la numerele de telefon 0740 32 33 42 sau 0749 59 05 94.
Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botești vrea Sibiu, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Ca sarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Am revenit despre agenda festivalului Astra Film. Discutăm în momentele care urmează. Cilo Cato a rămas alături de noi, director de programe al acestui festival. O agendă foarte plină, le spuneam și înainte de pauză celor care ne privesc. O agendă foarte plină, foarte multe filme. Cred că va fi greu, dacă nu imposibil, să le vedem pe toate. Da, așa este la toate festivalurile, nu poți să vezi tot. Ok, cei care își doresc însă pot intra în posesia unui program care este foarte bine conceput, pe săli, pe ore, fiecare își va putea alege. Pa mai mult sunt și mențiuni acolo unde este cazul referitoare la prezența realizatorilor sau, din contră, lipsa lor din sală. O primă curiozitate este legată de, apropo de prezențele autorilor în sală, dacă și în acest an va exista oportunitatea unui dialog, fiindcă în anul trecut în mod special, am asistat la niște dialoguri aproape senzaționale. Bineînțeles, anul acesta chiar avem 80% din realizatori vor veni la Sibiu să prezintă filmul, să intre în dialog după filme. Chiar și în program este marcat cu bulinuțe filmele care, la care va fi prezent autorul, la care proiecție va fi prezent, că unii vin numai pentru o zi și chiar dacă filmul e reluat, nu o să fie la toate proiecțiile. Și încă ceva legat de acces și legat de tot programul festivalului, anul acesta avem o ofertă pe Full Pass, deci pentru înrăiții, fanii documentarului, al festivalului și cei care nu vor să piardă niciun film, să zic, din program, ei au acces și la videobarul care se vede în spatele nostru și filmele care au pierdut poate să vadă pe ecranele de jos, au acces prin Full Pass. Asta vreau să spun, practic, aceia dintre cei care ne privesc, care își doresc să aibă acces neîngrădit peste tot, oricând, pot accede la un astfel de produs, da, și li se va rezolva problema. Aș vrea să explicăm telespectatorilor ce avem în spate. Am făcut-o și anul trecut, dar cred că e foarte important. Deci avem un server pe care sunt toate filmele din programul festivalului, plus o selecție de Best of Astra Film 20 de ani, la care au acces invitații, presa și fanii, adică cei care investesc într-un Full Pass și atunci au acces să vadă toate filmele. Oricum, investiția asta de care vorbiți nu este o sumă nu mare. Este o sumă să mare, nu-și imaginează cineva cine știe. Da. Noi totdeauna am încercat să ținem prețurile mici ca să aibă acces cât mai mulți oameni. Se echivalează cu prețul unui bilet la un film la un cinematograf în București. Nu, cred că acolo e mai scump. Cu atât mai bine. Aș vrea să ne referim pentru câteva momente doar la proiecția de deschidere. Multora le-a fost greu să o pronunțe, multora însă le-a făcut și mai multora însă le-a făcut plăcere să o vadă. Dear Pyongyang, în prezența autorului, dacă nu mă înșel, putem să le explicăm? Putem să explicăm documentarul ăsta în două, trei vorbe? Mai ales că ați făcut o paralelă la deschiderea festivalului între ceva ce s-a întâmplat în România, la un congres al Partidului Comunist și apoi, iacătă, acea proiecție din Coreea. Practic, un film de deschidere este poziționat într-un festival, cumva printr-un mesaj anume, numai prin poziționarea lui. Noi am ales acest film pentru deschidere, fiindcă chiar dacă
povestea filmului se întâmplă la 3000 de kilometri de aici și, mă rog, acum 10 ani, să zicem așa, dar traversând o poveste de 100 de ani, să zic așa, această poveste se poate înțelege în mod direct, chiar și de sibieni și de toți care au trăit în perioada comunistă în România, în Europa de Est. Acest film n-a fost prezentat în Europa de Est și mi s-a părut foarte interesant să fie expus acum, la un prag de moment aniversar de jumătate de veac de când tovarășul Nicolae Ceaușescu a devenit conducătorul Partidului Comunist Român și prin acel din acel moment practic România a avut un destin foarte special. Uh-huh. Și chiar că asta s-a întâmplat acum jumătate de veac, istoria nu este doar o chestie care ne uităm și încercăm să înțelegem ca o chestie distantă. Eu cred și noi credem că istoria este prezentă. Deci deciziile care s-au luat la nivel atât de înalt atunci, într-o perioadă de 30 de ani, uh-huh, în care a fost ela, sunt prezente în zilele noastre acum. Și este foarte important să ne întoarcem la bază și să ne scufundăm în acele realități, în acele momente și să revenim, să... Este un fel de înțelegere în circuit. Revenim iarăși și ne înțelegem un pic mai mult. Proiecția de deschidere fiind luni, în prima zi a festivalului, probabil unii au ratat-o, vor mai regăsi filmul în agenda? Nu mai este proiectat, da. Numai fanii pot vedea pe... Îl pot vedea aici. Pe server. Ok. Vă spuneam, o agendă foarte plină, o agendă pe care puteți însă să o consultați, fie intrând pe pagina de internet a Astrei Film, fie venind aici și procurându-vă un astfel de program, este deosebit de simplu. O agendă foarte plină, spuneam. Știu că va fi greu să ne faceți niște recomandări, însă probabil sunt câteva filme care poate dumneavoastră, poate celor din staff, v-au plăcut în mod deosebit sau pe care ni le-ați putea sugera fără a face vreo discriminare față de altele. Foarte greu așa, dar aș dori să zic câteva lucruri în ansamblu. Deci, în afară de secțiunile competiționale, filmele care concurează și care sunt proiectate în regim normal, uh-huh, ca și filme, am creat niște programe speciale, tematice. Unele sunt în concurs, filme, unele nu sunt în concurs, dar care aș recomanda cu mare drag pentru publicul din Sibiu, fiindcă au fost create chiar pentru a ajuta înțelegerea filmelor. Filmele venind într-un pachet tematic, practic reflectă una la cealaltă și duc înspre înțelegerea unui fenomen și aici vă dau un exemplu. De exemplu, un program foarte drag mie, la care am lucrat foarte mult să-l creionez împreună cu colegii, este despre comune, comunități, utopii și practici, așa am denumit-o. Și sunt 5 filme care prezintă viața unor comune închise, total diferită una de cealaltă. De tip, de exemplu, este unul chiar despre o comună hipiotă. Și avem o oră jumate, înțelegem cum a funcționat o comună hipiotă din anii 70. Uh-huh. Și ceea ce unde? În America, în Tennessee. Uh-huh. Și asta este chiar aceea, uh-huh, comună hipiotă. Avem și vreuna românească între aceste cinci? Nu. Toate filmele sunt cu povești absolut incredibile. Două dintre ele sunt chiar făcut de copii care s-au născut și au crescut în aceste comune. Și când am văzut în selecție aceste două filme, imediat am făcut legătura și am zis, hop, aici vorba de un fenomen. Ei sunt adulți și ce au făcut? Au zis, uite, acum întoarcem camera înspre părinți, uh-huh, înspre comună, ce ați făcut cu noi? Super!
vă recomand American Commune, una, cealaltă, tot așa, făcut de un băiat care a crescut într-o altă comună, în Friedrichshof, aici, nu departe, în Austria, bazat pe total alte principii, bazat pe o comună care a crescut într-un alt context social, că și asta contează, foarte interesant, și cu alt outcome, să zic așa, fiecare. Bineînțeles, am văzut aproape 15 filme sau mai mult despre comune, m-am specializat, așa, am ales 5 care să fie așa... Și foarte diferite unul foarte de altul. Foarte diferite, alte cazuri, așa se numește în televiziune când se fac programări, cherry picking, adică cele mai gustoase piese, cele mai bune cireș, să zic așa. Unul, și bineînțeles se știe că sunt foarte multe comune, comunități religioase, am ales unul cu o poveste absolut incredibilă, din păcate chiar tragică la sfârșit. Deci, și două din alte motive, o să vedeți programul, toate sunt super, super interesante, avem și un panel pe el, reflectăm pe acest fenomen cu profesorul Vintilo Milescu vineri seara. Old Age Sex, iarăși un subiect foarte interesant, sunt 5 documentare pe subiectul ăsta, unul din Transilvania, dintr-un sat secuiesc maghiar în Transilvanie, babele care îl vedeți în mărginea Sibiului sunt la fel, dar ele vorbesc maghiară atâta tot. Îmi pare rău că nu auziți ce limbă gustoasă folosesc ei, adică nu înțelegeți, dar e super cum vorbesc despre acest subiect. Și alte pe această temă, mi se pare important și ni s-a părut interesant să punem pe tapet ca program special. Sunt subiecte care despre se comunică într-un fel sau altul și e bine să fie și într-un cadru de festival. Programul aniversar primul război mondial a pornit acum 100 de ani. Avem un program special mâine, proiecții de filme despre războiul mondial în sine, un film românesc bazat pe jurnalul unui ofițer român scris, a fost făcut un documentar, dar ceea ce este inedit în programul acesta cu războiul mondial este discuția și reflexia care s-au făcut recent anul acesta despre rolul României sau românii în primul război mondial. Cartea lui domnul Lucian Boia au adus statement-uri noi și a pus în altă lumină față de ce s-a știut în public despre acest mare eveniment. Domnul profesor Adrian Cioroianu va veni să reflecte, va fi un panel deschis. De asemenea, doamna profesor Grancea de la facultate va veni cu iarăși un subiect foarte interesant și foarte puțin știut, și anume rolul românilor din Transilvania, din Basarabia și din Regat în primul război mondial. Adică, cum a fost de fapt? Erau diferențe enorme. Ce au făcut românii înrolați în armata imperială, în armata țaristă, și regatul a intrat cu 2 ani după, deci nu în 2014, adică nu 2014 sigur nu. Da, exact. Și e un subiect foarte important, zic eu așa, și se întâmplă aici în Sibiu, în cadrul festivalului. Eu vreau să rămânem, fiindcă tot ați pomenit de producții românești, vreau să rămânem la acest capitol, fiindcă în ultimii ani cu precădere, poate mă înșel, dar așa am simțit-o eu, în ultimii ani cu precădere, filmul documentar românesc parcă a prins aripi. Sunt tot mai mulți tineri care fac film documentar, am cunoscut și noi la ediția trecută câțiva, de foarte bună calitate, chiar cu rezultate foarte bune, premiați și în alte părți. Avem și anul acesta, dincolo de ceea ce am povestit până acum, filme românești. Da. Deci anul acesta avem premiere mondiale la producții românești. E vorba de Pașaport German, un film făcut de HBO România, regizor Răzvan Georgescu. Un subiect
de importanță națională, dar cu rezonanță în Sibiu în special și în zonele unde au trăit etnici germani. Comunitatea de saj, da. Și nu numai, și în Banat. Felul în care au fost practic vânduți. Toată povestea din off aflăm din film. Și avem filmul Aliak Dadalul, Oana Giurgiu, despre istoria evreilor români în România, în Israel. Dar mai avem un film foarte important românesc, făcut de o tânără autoare româncă care trăiește în Belgia. Filmul se numește Waiting for August, Așteptând August. Și care a avut o carieră fulminantă anul acesta deja, a luat marele premiu Hot Dogs, care e un festival în Toronto, în Canada, cel mai mare festival de film documentar din America de Nord. Deci, așa, și la Carlo Vivari a luat premiul de documentar și alte premii și în Sibiu, la Astra Film, vine premiera românească al unui film românesc făcut în România despre o familie cu 7 copii, unde vedem doar pe mama, doar prin Skype și prin telefon, coordonează copii din Italia unde lucrează. Un film foarte frumos făcut și de mare succes. Premiere românească. Așteptăm să vedem și altele, însă mai puțin premiere, dacă vreți. Sunt trecute în agenda festivalului, aceia dintre dumneavoastră care doresc să-și selecteze filme românești au de asemenea posibilitatea, fiindcă sunt enunțate destul de clar, puteți să le alegeți fără niciun fel de problemă. Noi, imediat după o scurtă pauză, o să intrăm în agenda de mâine. Asta vom face în fiecare zi, de fapt. Vă vom propune câte ceva din agenda festivalului pe ziua următoare. Mulțumesc mult! O săptămână foarte încărcată. Mulțumim, se anunță pentru mult. De asta. Da. Să dea Dumnezeu să fie totul bine până mulțumim la urmă. Mult. Mulțumesc și la Cato. Licențiat. Vrei să lucrezi în Germania? Te așteptăm vineri, 10 octombrie, la ora 11, la Hotel Împăratul Romanilor din Sibiu. Ia cu tine diploma și CV-ul în format Europass. Rezervările se fac la numerele de telefon 0740-323342 sau 0749-590594. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în Clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu Bulevardul Vasile Milea.
Câteva recomandări din programul de mâine. Sunt patru locații pe care vi le propune: Sala Talia, Teatru Gong, Biblioteca Astra și Librăria Habitus. Mâine seară la ora 20, deci marți, Proces în Ungaria. Noi am vorbit despre acest film mai mult pe la Corțuri. De ce? Fiindcă este un film foarte special. Evident, așa cum îi spune și numele, aduce în atenție un proces, un proces care s-a derulat pe durata 3 ani de zile, s-a încheiat între timp și avem, iacătă, un documentar în prezența autorului. Este, de fapt, o coproducție Germania-Portugalia-Ungaria, durează 107 minute și sunteți invitați, așadar, la Sala Talia, începând cu ora 20, să-l vizionați. Producții românești avem mâine? Am povestit despre producțiile românești din cadrul festivalului. Vă fac o recomandare pentru mâine la ora 22, Al Doilea Joc. Este un film care face vorbire despre un meci, un meci de fotbal, Steaua Dinamo, din, cred, anul 1988. Un meci care va fi cu comentariu de acum, însă filmul în sine este meciul de atunci, dintre Steaua și Dinamo. Două personaje foarte importante, atât în lumea fotbalului, cât și în lumea filmului, apar în acest documentar. Îi cunoașteți cu siguranță, Porumbăvi este numele lor, și vor comenta acest meci sub forma, iacătă, a unui documentar. Este recomandarea noastră pentru mâine la Teatru Gong la ora 22. Sunt și alte filme, Flori în Întuneric la ora 19.30 la Biblioteca Astra, o coproducție Belgia-România, o oră și ceva durează acest film, iar la Librăria Habitus la ora 21, Toamnă Românească, fiindcă mă întreba Raluca despre filmele românești. Mai multe detalii. Fiecare dimineață copiii sunt invitați în toate sezile. Evident, dacă aveți copii, întrebați-i dacă la școală li s-a spus de Astra Film Junior, dacă nu li s-a spus, să întrebe și vor primi toate amănuntele necesare. Mai multe detalii pe site-ul Astra Film. Noi ne vom revedea mâine. La revedere!